când eram foarte mică, se dădea teatru TV la televizor, parcă lunea sau marțea, și tot timpul mi-a plăcea mai mult să văd spectacole de teatru din teatru TV decât filmele. Și apoi ascultam în fiecare luni teatru radiofonic. Îmi plăcea foarte mult să ascult teatru radiofonic. La un moment dat, când eram prin clasa 5-a sau a 6-a, am făcut o scenetă ceva din Florin Piersic cu Castravetele. Avea el o mică scenetă de la televizor pe care am făcut-o eu, făceam toate personajele, pe care am făcut-o apoi și în sărbarea de final de clasa 5-a sau clasa 6-a, nu mai țin minte exact. Atunci au fost primele, să zic că sceneta aia a fost primul meu contact cu teatru. Scenete pe care am reprodus-o apoi și printr-o tabără în care am fost, am făcut-o de mai multe ori. La un moment dat am început să fac și cu alți colegi, adică o tot făceam. Dar cred că mi-am dat seama că vreau să fac teatru și cred că prin clasa 11 mi-am dat seama că... Și asta pentru că la teatru, cred că am fusesem la teatru pur și simplu aici, o dată sau de două ori. Dar contactul meu cu teatru era prin intermediul teatrului radiofonic, în special și teatrului TV. Cred că am văzut toate piesele care... s-au făcut vreodată. Nu știu ce îmi plăcea. Nu m-am gândit. Pur și simplu îmi plăcea. Adică nici nu știu de unde am avut eu acest curaj să fac lucrul ăsta, că nu eram genul care mă manifestam sau... Eram, în primul rând, spunând tot felul de lucruri. Am un soi de timiditate. Din contră, în momentul când joci un personaj, te ascunzi în spatele lui. De asta poate mie nici nu-mi place să recit poezii sau să fac lucruri în care ești tu pus să faci ceva. Pe scenă, da, să e confortabil, pentru că porți haina personajului și atunci te poți manifesta în pielea lui. Prima dată când am jucat pe scena asta a fost în timpul facultății, când am colaborat am colaborat în mai multe spectacole noi, studenții, toți. Bine, făceam un fel de figurație, ce mai... Treceam și noi, niște măști, cu niște pălării, cu niște... Dar tot aici am jucat spectacolul nostru de licență. Deci să zicem că debutul meu pe scenă profesionistă a fost tot aici, pentru că apoi, ca și actor angajat, a fost la Teatrul Anton Pan din Vâlcea. Era ceva în regia lui Alexandru Băureanu, în Valsul Câinilor. Un spectacol pe care noi începusem să repetăm de aici, de la Craiova, și apoi l-am reluat acolo. Nu mi-aduc aminte numele personajului, chiar nu mi-aduc aminte. Țin minte că era un fel de... Era o prostituată atât de pe stradă și a dus într-o casă și ăsta era... Evident că a fost cu emoții, că... Dar în general e cu foarte multe emoții. Ar fi și ciudat să nu ai emoții și mi se pare că din emoția pe care o ai tu e o emoție pe care o trimiți apoi spectatorului și asta... Asta l-atrage și pe el, că dacă vede niște oameni care nu trăiesc, n-au nimic în interior și sunt goi și n-au emoții, n-au trăire, nu cred că nici pe ei nu interesează ceea ce văd. Prima întâlnire a mea cu un regizor important a fost la Teatrul Anton Pan cu Dabija. Pentru că, dincolo de faptul că e un regizor foarte important, un cel mai mari regizori ai de la ora actuală, știe foarte, foarte bine să lucreze cu actorul și știe ce să-i ceară și știe cum să... Procesul de lucru este foarte, foarte interesant. Nu știu să explic, nu știu cum să explic, dar poate cei colegi pot să înțeleagă lucrul ăsta. Adică e un proces de lucru interesant în care simți că e o colaborare foarte frumoasă, adică vine și de la tine, îți dă și foarte mult și se naște ceva frumos. E foarte important ca să pornească și de la tine, că până la urmă este rolul și personajul pe care îl faci tu. Nu e un personaj făcut în general și atunci normal că trebuie să vină și de la mine propuneri. Pentru mine un rol foarte important și o întâlnire foarte importantă i-a fost cu un regizor foarte tânăr, cu Bobby Pricop, un prof de religie. Un spectacol care noi am mers prin mai multe țări din Europa, am jucat în toată țara, un spectacol și difuzat pe TVR. A fost preluat și difuzat. Încerc să mă gândesc, n-aș vrea să... Bine, foarte important a fost și extrem de... unică în viața unui actor și nu m-aș fi gândit niciodată că o să se întâmple asta. A fost lucru cu Robert Wilson, unul dintre marii regizori ai lumii. Foarte important pentru mine, în special pentru că a fost prima persoană cu care am lucrat și am lucrat foarte mult cu Alexandru Băureanu. Am avut o colaborare extrem de fructuoasă. Ne-am înțeles tot timpul foarte bine.
când am lucrat și cu el, primele mele roluri în special au fost cu el. Imediat după facultate, cred, da, am făcut împreună cu actrița elvețiancă un spectacol bilingv română-franceză, un spectacol pe care apoi l-am jucat, l-am preluat și la Vâlcea cu Ramona Drăgulescu, când am fost, când m-am angajat la Vâlcea. Era un spectacol independent pe care noi l-am jucat aici pentru că am închiriat într-un fel Sala Naționalului. Și spectacol foarte interesant, un spectacol interactiv. Am amintiri foarte frumoase legate de spectacolul ăla. Și mă deșează în egală măsură de personajele mele, adică nu... Nu are importanță dacă e un personaj interesant, care simți că are carne și știi că simți că te poți lega și pe care simți că poți construi lucruri. Ultimul personaj care mie mi-a plăcut foarte mult a fost cel din Casa cu Suricatea, lui Radu Afrim. Personaj la care am lucrat foarte mult. Era a doua oară când lucram cu Radu Afrim. De fiecare dată la fel de intensă și de interesantă și de provocatoare. Adică e genul de regizor care te provoacă foarte tare, care scoate din tine tot până la ultima fărâmă de ceea ce poți să dai. Adică nu te lasă. Până nu dai totul, nu te lasă. Și nu e ușor, dar în același timp... După ce termini, atunci când lucrezi, se pare foarte greu, dar după ce termini, îți dorești foarte mult să reîncepi lucrul cu el. Adică e un paradox, adică nu e genul de regizorul care, vai Doamne cât de greu e și când pleacă, Doamne bine că a plecat. Te gândești, Doamne, când se întoarce, adică e foarte interesant și asta, toți colegii mei au simțit asta, adică te provoacă foarte tare, te muncești foarte mult, o scenă se taie, face altă variantă a scenei, altă variantă a scenei, altă variantă a scenei, dar apoi te gândești, dar când se întoarce Radu și când mai lucrăm împreună, adică e foarte interesant. Teatrul pentru mine e foarte important și atunci când e ceva foarte important pentru tine, este foarte greu să răspunzi foarte concret. Mi se pare că ai minimaliza într-un fel lucrul respectiv, dacă l-ai băga în niște cuvinte. Nu, e foarte important. Pentru mine, publicul e un fel de partener, adică mi se pare că simți când publicul e cu tine și când publicul e cu tine este un soi de energie pe care ți-l transmite, care te încarcă. În special în momentul în care joci comedie, dacă publicul nu e acolo și publicul nu reacționează, nu e același lucru ca în momentul în care el merge cu tine. Atunci înflorești parcă pe scenă, te simți viu. Eu îmi doresc să joc toate rolurile posibile și imposibile. Nu am... În momentul ăsta nu am... cenzuri, adică nu mă gândesc la mi-a plăcea, nu, mi-a plăcea să joc orice, spectacol de copii, orice, nu mă interesează. Dar e un personaj care mie îmi place foarte mult, este Mița Baston din Dale Carnavalului, care simt că, nu știu, mă reprezintă, tot timpul m-am regăsit foarte tare în personajul ăsta. Eu la facultate am intrat cu un dialog, Mița Baston n-ai gire mea, adică le-am făcut eu monolog, dar apoi m-au pus ea, zic că știau că zic și dialog, ea spune și dialogul. Îmi place foarte mult și pe care îl făceam foarte bine, adică acum ascultând, că mă înregistram pe niște casete, gândindu-mă, și acum l-aș face cum îl făceam și atunci, adică un personaj pe care îl simțeam, adică nu, pur și simplu, da, mișa. Îmi place foarte mult să gătesc, foarte mult, și îmi place să gătesc pentru prietenii mei, nu pentru mine, adică îmi place să gătesc și să chem prietenii la mine și să mâncăm ceva și să bem ceva vin. Și să stăm de vorbă. Îmi place foarte mult să stau de vorbă cu prietenii mei, care sunt și colegii mei în același timp. Mi-e să vă zic toate. Încerc mereu lucruri noi, adică nu e ceva ce fac mereu același lucru. Mereu încerc, văd o rețetă și o fac, o reproduc și chem, haide să încercăm asta. Aseară am gătit o supă cremă de dovleac cu ghimbir și niște vinete umplute cu legume. Imam Bayaldi, mi se pare că se numește. Sunt niște, e o rețetă turcească. Și am făcut și o prăjitură cu prune. Am mâncat tot. Tot. S-au tărât spre casă. Da. Îmi place foarte mult să desenez. Din păcate n-am prea mai desenat în ultima vreme, dar îmi place. Îmi place mult să desenez. Am mai făcut și regie și îmi place asta cu regia. De câte ori am ocazia să fac lucrul ăsta, n-aș putea spune că, na, până la urmă o pasiune, că nu am studii în sensul ăsta și am făcut în regim independent în cea mai mare parte. Și cam atât, cred că sunt suficiente. Oricum, teatrul, din fericire până acum, mi-a ocupat foarte mult timp.
Geneza. Pe supoalele codrului doinele umblă desculțe. Din când în când, unele beau apă dintr-un izvor fermecat și se prefac în zâne. Cred că este greu de spus pentru un scriitor când începe contactul lui cu literatura. Poate că de la câțiva ani, când am început să cunosc literele și să răsfoiesc ceea ce găseam prin casă, ziare și cele câteva cărți, sau când au început să apară micile compuneri, fără pretenții literare, dar anul 1975 a fost cel în care am pus mâna pe stilou și am început să scriu de adevăratele. Un roman. Un roman care avea titlul Plata, care era specific vârstei de post-adolescență, dar cu care, când m-am prezentat la editura proaspăt înființată la Craiova, directorul de atunci a zis: nu cred că trebuie să pornim cu un roman, și pentru că tu ești un ziarist care lucrează pe toată Oltenia și care știe și vede atâtea lucruri, am nevoie la editură de o carte de reportaj. N-am avut de ales, pentru că era greu să alegi atunci, editura era una singură, nu puteai să te duci ca acum la o alta. Și am scris până la urmă vreo 3 cărți de reportaj. Primele mele cărți au fost niște cărți care s-au constituit până la urmă și în file de istorie, pur și simplu. Una dintre ele se numește Amintiri din Valea Luminii și este istoria mineritului, adică de la începuturile sale, dar și istoria recentă atunci, adică ce se întâmpla în anii aceia. Am recitit, cred că în urmă cu vreo lună și ceva, cartea aceea, într-o tabără de creație de la Gorj și am avut pur și simplu nostalgia scrisului de început și m-am reuitat peste carte. Foarte multe dintre lucrurile de acolo cred că va merita să le iau în seamă pentru o reeditare. Apoi au venit romanele, au venit cărțile de istorie, pentru că formația mea fiind de istoric și nu de filolog, nu am putut să nu scriu despre locuri pe care le-am îndrăgit, le-am iubit, despre care am aflat multe lucruri și meritau cunoscute și de către alți oameni. De exemplu, Locuri și legende în nordul Olteniei, o carte apărută prin 1985 la editura Sport Turism de la București, și care a ajuns la 3 ediții, ultima sub titlul Lacrimile lui Zamolxis, sau Despre Craiova, o carte Memoria Băniei, și ea cu 2 ediții, în 1982 și 2000, sau O istoria monumentului de la Padeș. Predilecția mea a rămas romanul ca scriitor, chiar dacă am citit și dintr-o carte de poezie, și cred că este forma cea mai bună pentru a putea, pe de o parte, să te exprimi literar la nivelul și modul pe care le dorești, dar și pentru a putea să conturezi un tablou cât mai complet și complex al subiectului, al domeniului, al lucrurilor pe care vrei să le spui. Fragmentul pe care vi-l prezint este dintr-un roman apărut cu câțiva ani în urmă, unul dintre cele 4-5 romane pe care le-am scris eu, și este momentul când se confiscă averile boierilor în anii 1949-1950 și, culmea, cei care îi le confiscă sunt chiar oamenii care lucraseră acolo, iar boierul, până la urmă, nu are ce să facă și cedează situației.
Când s-au dus toți către Conughiță, de el s-a apropiat doar cel ce scrisese în registru. Ceilalți s-au oprit la câțiva pași, privindu-l pe colegul lor și pe boier deopotrivă. Conughiță părea să nu-i fi văzut, sau nu era gândul la ei, pentru că n-a schițat niciun gest. Poate că unul a zis ceva să-i atragă atenția, ori doar așa i se păruse lui Guță, de la distanța unde se afla. Cel cu caietul mai făcuse un pas și doar încă unul îl mai despărțea de boier. Nu zicea însă nimic, nu se auzea niciun zgomot și au trecut așa câteva clipe bune. Până când Conughiță s-a ridicat brusc, încât s-au și speriat toți, făcând un pas înapoi și proptindu-se pe picioare într-o convenabilă poziție de apărare-atac, Conughiță aproape că a smuls creionul chimic din mâna trimisului autorităților, îl muiase repede între buze și undeva în josul foii proaspăt scrise se iscălise. Așa, nu citești? Îl întrebase omul cu caietul. Nu. Mai mult decât ce se știe nu am, nici inventar mort, nici inventar viu. Iar eu ce mai contez? Romanul din care am citit se numește Căruța merge mai departe și încearcă să fie o frescă a istoriei care s-a scris pe locurile din dealurile submontane ale Olteniei, unde practic s-au pierdut pentru câteva zeci de ani rosturile oamenilor, nereluate niciodată la modul la care s-ar fi dorit. Ceea ce m-a mai dus gândul să fac a fost scrierea unor cărți profesionale de radio, Radioul Public Regional și jurnalism la radioul local și regional, scrise împreună cu un om de radio al Bucureștiului, Gheorghe Verman, sau cărțile de interviuri ale ultimilor 10 ani, două cărți sub titlul Convorbiri de după amiază și care au cuprins oameni remarcabili, de la Mitropolitul Nestor al Olteniei, de exemplu, până la Ion Hobana, scriitorul de literatură științifico-fantastică, sau de la Adrian Cioroianu până la scriitori din zona noastră aflați pe alte meleaguri, Horia Bădescu de la Cluj, de exemplu. Și să nu uit o carte destul de consistentă, aproape 400 de pagini, intitulată În umbra menestrelului Tudor Gheorghe, cu care, realizând 115 emisiuni de radio de câte o jumătate de oră, emisiuni care cuprindeau 15 minute de vorbă, 15 de muzică, am putut realiza, sintetizând mult toate cele ce au fost înregistrate, acea carte. În ceea ce privește relația jurnalist-scriitor, în principiu cele două se completează și pot să conducă la niște lucruri pozitive. Este drept că multă vreme eu, ca scriitor, am fost marcat de faptul că veneam dinspre jurnalism. Mi se părea că nu totdeauna aveam puterea și tăria de a mă desprinde suficient de realitate și de a trece în cadrul ficțional, iar pe de altă parte, cadrul ficțional creat avea destul de puternică bază dată de documentarea pe care o are jurnalistul. Și eu nu vorbesc acum de faptul că un jurnalist merge, vede un fapt și scrie despre el. De acolo nu o să poată ieși niciodată literatură. Dar când un jurnalist merge ani și ani și ani de zile și vede zeci, sute, mii de întâmplări, poate, și încearcă despre fiecare dintre ele să mai rețină câte ceva sau să încerce să le descopere esența,
care în fapt de către jurnalist se transmite cititorilor sau ascultătorilor sau telespectatorilor săi. Dar toate acele lucruri se pot găsi, regăsi, întrevedea în ceea ce se cheamă realitatea ficțională. Speranță, mai apar iubiri într-un colț de timp, mai răsare soare dintr-un anotimp, se mai sparg cristale dintr-un nor căzând, mai auzi din ceruri un copil râzând. Expoziția Cutia Neagră, deschisă la Galeria Arta din Craiova de artistul vizual Emil Bănuții, este un proiect la care i s-au alăturat Cătălin Davidescu, curatorul expoziției, și scriitorul Alexandru Cârțu. Emil Bănuții a absolvit secția de arte vizuale a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, iar din 1998, an de an, își invită publicul la câte o expoziție personală în galerii din Craiova și București. În expozițiile sale, printre care Element Contemporan, Piramidon, Inexistent, Natură Moartă Definitiv sau Varzet, Emil Bănuții folosește același material, cotidianul, pentru a produce multiple versiuni ale realității. Cred că este în sensul a ceea ce face de ceva timp încoace Emil, a trecut de la un concept, să spunem, tradițional al fotografiei spre această nouă zonă de expresie, unde pe cu totul alte coordonate, nu neapărat estetice, se petrece întreaba acțiune. Cred că important aici este trăirea, surpriza și implicarea într-un alt spațiu decât cel canonic, să spunem. Și nu este singurul din Craiova care face lucrul ăsta. Michi Trifan o face de mult timp, a traversat aceleași perioade de la neofovism la neoimpresionism și a ajuns la aceste concluzii happening performance. Silviu Bârsanu, sunt artiști care simt că viața se schimbă și asemeni vieții trebuie să se schimbe la rândul lor și ei, pentru că nu urmăresc neapărat o modă, își urmăresc propria lor existență și atenți fiind la ei și la ceea ce se întâmplă în spațiu social, cultural, public, vor să exprime sau nu vor, chiar exprimă această nouă dimensiune a existenței noastre cotidiene în ultimă instanță. Coordonatele unei arte tradiționale, pictură, sculptură, fotografie la Emil, au dispărut din spațiu public. Centrul și marginea s-au schimbat, marginea migrează spre centru și centru, adică toate acele tipuri de expuneri parietale, de înțelegeri strict estetice ale unui fenomen, ca și normele respective, se diluează în aceste noi forme în care artistul se adaptează, mergând până la într-atâta încât să-și dilueze tipul de profesionalism. Asta înțeleg eu din ceea ce face. Pentru că
arta nu este o profesie, în final arta este o formă de trăire. Și ne-am obișnuit cei mai în vârstă să înțelegem fenomenul cultural, și mă refer și la literatură și la muzică și la implicit la fenomenul vizual care are cel mai puternic impact public, judecându-l după anumite criterii, după anumite norme. Ori tocmai această răsturnare 2000-istă, dacă vrei, pentru că în jurul anului 2000 s-a schimbat norma și ies din instituții, ies din formalismul în care noi am fost obișnuiți să o judecăm, dar oferindu-ți un plus de trăire. Toată această migrație a lui de la fotografie, deci din centru, spre această zonă, a dus inclusiv la această cutie neagră, unde a refuzat să-mi spună despre ce este vorba, dându-mi doar acest titlu și văzând această cutie. Mi-a interzis chiar să vin înainte în sală să văd despre ce este vorba, să înțeleg ceva. Atunci spui ce vrei. Fac ok, o să spun ce înțeleg eu, pentru aici este trăirea, adică arta, dacă se adresează oamenilor, este trăire, e viață. Și atunci viața trebuie să fie trăirea imediată și în sensul ăsta este și într-un acord perfect cu ceea ce se întâmplă în spațiul contemporan, indiferent că e vorba de București sau de New York, și în egală măsură într-o formă de înțelegere a unei societăți care trăiește acum, nu ieri, dar nici mâine. Așa înțeleg eu expoziția surpriză, cutia neagră. Sigur că putem să discutăm despre ceea ce înseamnă cutia neagră, putem să aducem elementul filozofic, elementul estetic, forma de... Dar toate lucrurile astea cred că sunt redundante vis-a-vis de proiectul și de trăirea lui imediată, în imediat. Ce faci? Și desface acum, în premieră, această cutie a surprizelor. Acum sunt curios dacă maestru Cătălin Davidescu are curajul să își asume o vizită în cutie, mâna... nu obligatoriu, și să vedem și în direct? Și să vedem și după, dacă nu, deci chiar nu e nevoie. Cu ochii sau cu mâna? Și cu ochii și cu mâna. Da, sunt niște gratii. El care este la rândul lui unul dintre veteranii performance-ului. Mie nu mi-ai spus să apăs. Eu n-am apăsat. Ce apăs eu? Zi-mă. Foarte frumos. Foarte frumos. Ok. Nu, las-o așa. E foarte bine. În textul Ebănuții și cutiile, scriitorul Alexandru Cârțu constată că arta lui Emil Bănuții scormonește și sapă înăuntrul omului, iar artistul își pune întrebări și definește probleme, a căror rezolvare implică alte întrebări și alte probleme mai dificile ca primele. Ce este cutia ca simbol? Cred că cea mai potrivită definiție este că această cutie este inconștientul uman și ne e teamă să privim înăuntru din două motive, că s-ar putea să vedem acolo ceea ce ne dorim mult prea mult sau, din potrivă, dorim să nu existe, să nu fie privit. Cred că asta este metafora centrală a expoziției.
aflată într-un turneu literar, scriitoarea Doina Ruști și-a lansat cel mai recent roman, Homeric, și la Craiova. Și-a întâlnit cititorii în Amfiteatrul Drăgan al Universității din Craiova, unde au participat alături de scriitoare trei profesori ai Facultății de Litere. De la debutul său literar cu romanul Omulețul Roșu în 2004, Doina Ruști este o prozatoare apreciată pentru forța epică, pentru originalitatea și erudiția romanelor sale. A fost recompensată cu cele mai însemnate premii literare românești, printre care Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru romanul Fantoma din Moară și Premiul Ion Creang al Academiei Române pentru romanul Vizuanca la 11 ani. Romanele sale au fost traduse în Italia, Germania, Ungaria, Suedia, Macedonia sau în China, bucurându-se de cronici elogioase. Cel de-al 11-lea roman al său, Homeric, este povestea lumii bucureștene din epoca fanarioților, fără determinări istorice precise, dar recompuse cu o autenticitate cuceritoare. Criticul Paul Cernat definește romanul ca un răsfăț al simțurilor și o eliberare a fabulosului, iar pe Doina Ruști ca o povestitoare născută și proprietară unui teritoriu imaginar propriu, bântuit de fantasmele istoriei și de demonii feminității. Romanciera, impunându-se ca o maestră a realismului magic, balcanic și spectaculos. Am auzit de undeva valsul numărul 2 al lui Șostakovici și cu melodia asta în minte, ajungând acasă, am filmat puțin pe la teatru, avusesem acolo o treabă și practic de aici începe romanul Homeric. Și atunci am rugat pe Mircea Suchit să cânte acel vals și așa cu această melodie în minte să începem să vorbim despre cartea Homeric. De o densitate și de o bogăție barochizantă cum rar întâlnim în literatura română. Romanul e un roman de misterii, nu în genul lui Bujoreanu, dar cu siguranță consistent și oferind cititorului secolului al XXI-lea exact materia narrativă epică de care are nevoie. Și aș porni de la în mica discuție de la toposul pădurii. Romanul se bazează de fapt pe o dihotomie între un spațiu silvan, gândiți-vă că și în română termenul de sălbatic vine în esență de la un pădurean, de la un silvaticus, un locuitor al pădurii, un spațiu liminar între spațiu semi-civilizat fanariot dintr-un București quasi fabulos de acum două secole, care avea o arhitectură mai barocă simultan și mai simplificată decât Bucureștiul de astăzi. Avea un deal al Cotrocenilor împădurit, infinit mai frecventabil decât cel prezidențial de astăzi. Și atunci, ca și acum, dealul Cotrocenilor adăpostea monștri. O să vedeți pe parcursul romanului o coagularea unui tip de frontier, de teroare de frontieră pe care, mă rog, am încercat să o descriu și romanul se potrivește foarte bine cu definiția pe care am încercat-o într-o carte numită Deimografia, să o dau unei scriituri de teroare care nu este nici supranaturală, dar nu este nici naturală, practic își asumă un statut incert de frontieră între cele două laturi are fenomenologiei realului, să spunem așa. Și toposul pădurii este important în conștiința europeană, cum știm de la Dante, practic. E un spațiu în care se poartă în permanență o negociere între civilizație și barbarie, între fanic și criptic, ca să păstrez dihotomia blagiană, între tenebre și lumină, între mister și revelarea acestui mister. Este un spațiu mai degrabă al potențelor decât al actualizărilor și o să vedem de fiecare dată că acest spațiu se conjugă cu un alt tip de incertitudine la nivelul firului narrativ, și anume cu pluriperspectivismul. Avem de-a face în interiorul acestui roman cu
o serie întreagă de focalizări diferite. Acțiunea este raportată de personaje diferite în funcție de perspective diferite. Homeric este un roman care poate fi citit în mai multe chei. Da, există o narațiune de suprafață extrem de antrenantă, care poate fi citită ca intrigă polițistă, da? Să vedem cine e ucigașul, cum mor anumite personaje, nu vreau să le numesc acum, și de ce. Există după aceea un romans, da? un romance, cum zic englezii, un romanț, o poveste de dragoste în interiorul romanului și o poveste de dragoste devastatoare care sfidează convențiile civile, chiar și cele laxe ale epocii fanariote. Și această poveste de dragoste se aglutinează în interiorul unei societăți care este ea însăși zugrăvită într-un mod barochizant. Este o lume aflată la porțile Orientului. Ceea ce este fascinant în interiorul acestei lumi este că veți găsi în interiorul romanului inclusiv acest lucru. Și în fine există un roman de semnificație, un roman cu cheie hermeneutică, un roman à clé, în care odată ce dobândim o cheie narrativă pe care o vom dobândi însă abia în ultima parte, atunci când apare ultima perspectivă asupra narațiunii respective, o să vedem că ar fi bună o relectură a primelor părți ca să vedeți aspectele pe care le-ați ratat la nivelul primei relecturi. Este, dacă vreți, din partea Doinei, o invitație a relecturii în sensul pe care îl dă definiției Matei Călinescu. Deși nu avem date cronologice concrete, putem desluși un București de sfârșit de secol fanariot, de acum mai bine de 200 de ani, o periferie pestriță și vioaie, balcanică și orientală. E lumea lui Nastratin Hogea lui Anton Pan, o lume venerată mai apoi de un Ion Barbu în ciclul Isarlâc. E o lume levantină, în care grundul valah e împănat cu grecisme și turcisme, deși nu acestora li se oferă maximă atenție și importanță în acest roman. Este, în fine, lumea domniței Despina Băleanu și a fratelui său Vitreg, spițerul Lambru, lumea ghicitoarei Ciptoreanca și a vrăjitoarei Mărmânjica, a zugrafului Pantelimon Iorga și a aventurierului Ahmet. Între Eros și Thanatos, între atracție erotică și fatalitatea destinului, care pândește în locuri și din direcții neașteptate, se desfășoară destinele tragice ale acestor personaje într-o atmosferă de basm oriental și de magie autohtonă. Din fiecare pagină se înalță spre cititor diferite miresme, arome și izuri, parfum de pâine arsor, de majun, de plante vindecătoare sau otrăvitoare, parfum de femeie și miros de uleiuri și vopseluri, iz aromat de cafea la ibric sau aspru de măcelărie. Și peste toate, fantomatica pădure Cotroceni, care își trimite aburi enigmatici și trezește angoasă, dar și fascinație. Autoarea nu alege centrul, și aici e foarte interesantă opțiunea, nu alege centrul acestei lumi, nu alege curtea, nu alege reprezentanții claselor privilegiate, nu? Ca în parabolă, ca în alegoria principelor lui Eugen Barbu, de exemplu. Nici în zona aristocratică boierească ce încă trezește bovarisme intelectualilor noștri. Dimpotrivă, este o lume liminală, mahalaua, marginea, care întotdeauna însă este capabilă să facă această trecere extraordinară dinspre real, dinspre realul cel mai palpabil și fantastic. Fantasticul care uneori e și în afară și înăuntru, nu? Sunt tot felul de planuri multifacetate, de multidimensionalități, care fără o obișnuință prealabilă pot deveni cumva dificil de urmărit, dar recompensa este pe măsură. E un roman al imaginilor exuberante, al planurilor multidimensionale, așa cum spuneam, al unor personaje excentrice și mai ales cu o anumită polaritate a viziunilor. Veți vedea în cuprinsul romanului cât de adâncă este prăpastia între un personaj obișnuit cu luxul și extrem de excentric precum Despina și soarta și, mă rog, cultura mărmânjicăi.
Sunt aspecte care care alternează și se potențează reciproc, în așa fel încât lectorul să aibă perpetu în minte tot soiul de diferențe și mici recunoașteri. Iar la fel, tocmai prin această multidimensionalitate a planurilor, tocmai pentru faptul că atunci când ajungi într-un moment la un punct culminant al narațiunii, ești întors la originea poveștii, mai ești plimbat puțin prin evoluția personajelor, după care există iar un salt abrupt între ceea ce se întâmplă în prezent, e un roman cu valențe de puzzle cinematografic, desfășurările astea rapide, alerte, trăirile febrile, întoarcerile și reîntoarcerile și peste toate planând o voce naratorială care pare că știe totul, care spune cum a cunoscut fiecare personaj, care deslușește aburii din Cotroceni, care știe unde era fiecare personaj când se întâmplau diverse lucruri, mi-a adus aminte de un film care mie cel puțin mi-a fost foarte drag, pentru că tocmai are un iz așa de spiritualitate și care se numește Enter the Void, a lui Gaspar Noé. Și ceea ce e și mai frumos și dovedește o bună gestionare a situației în acțiunii și face deliciu lectorilor este imaginarul vegetal al romanului. Mie mi se pare că avem în față ceva cu adevărat special. Pentru mine București este orașul pe care l-am cucerit, orașul în care am făcut navetă pe la sfârșitul dictaturii. Mult veneam cu o mașină de pește de la Tulcea la București, acolo îmi luasem eu repartiție și m-am chinuit mult să-mi fac buletin de București, știți, perioada aia, cei care cunoașteți, și după aceea m-am chinuit iarăși ani mult să intru în labirintul de relații foarte subtile și foarte delicate ale locuitorilor acestui oraș. Prin urmare, am tot dreptul să scriu despre el. E orașul pe care l-am cucerit. Este un roman fantastic despre o lume așezată cândva la sfârșit de secol XVIII, de secol fanariot, fără ca acest lucru să fie foarte bine precizat în carte, și în care perioadă se întâmplă, e adevărat, anomalii, se întâmplă lucruri ieșite din comun, într-o zonă de margine de București, de la Gorganul ăsta care e vis-a-vis de Cismigiu și până la pădurea Cotroceni, dar zona centrală, astăzi devenită zona centrală a Bucureștiului, dar în centrul romanului se află o poveste de dragoste, pentru că pentru că în situații de astea de anomalie, de dezastru colectiv, întotdeauna există doi oameni nebuni care se îndrăgostesc nebunește și care lasă în urma lor o poveste de multe ori nemuritoare, și asta își cam dorește orice om. S-a întâmplat ca astă vară să mă întâlnesc, să mă explic de ce își dorește orice om. Pentru că omul vrea să fie în centrul atenției, vrea să realizeze ceva. Este absolut normal să avem aspirații. Iar cea mai la îndemână dintre aspirații, avizată și social și ereditar, este iubirea. Nu? Și atunci, de asta am și plasat-o aici, între aspirațiile care vin, au aceeași rădăcină, să zicem, cu dorințele copilăriei, cu dorința egoistă de a avea înghețat altui copil, de a scumpăra tata bicicletă sau nu mai știu ce, pentru că în fond există o rădăcină comună pentru toate aspirațiile, unele foarte înalte și altele de joasă esență, și pe această idee a mers cartea, Homericul. Chiar personajele aruncate la marginea societății, să zicem mărmânjica, au în minte, de fapt, același lucru ca orice om, de-aia am zis ca orice om, exact, în speranța că ceea ce vor realiza va fi nemuritor, va lăsa o urmă măcar în istorie, cam așa ceva, un copil, o ceva, o floare, peste care după aceea să nu se aștearnă cu totul cenușa, care deja aproape că ne-a îngropat. Iar romanul Homeric aduce aceste personaje care sunt fiecare în felul lor marginalizate,
excluse social, neînțelese, cu drame, mă rog, personale pe care le consideră de netrecut. De pildă, mărmânjica, cea care găsește o plantă presată în Iliada, capătă în urma acestei aventuri, acestei descoperiri, capătă altă perspectivă asupra vieții. Și mi-a plăcut să scriu lucrul ăsta și să văd de fapt cum ea însă se schimbă odată cu lucrurile pe care le află, cu personajele pe care le cunoaște, transferând toată această zonă a romanului în ceea ce spunea Oana, într-o botanică fabuloasă, pentru că în bună măsură sunt fascinată de botanica lui Simeon Florea Marian din secolul trecut, din secolul, mai știu dacă e trecut, acum e răstrecut, da? Exact, a lăsat-o în manuscris la 1900 și s-a publicat abia acum câțiva ani. Și în această botanică a adunat tot felul de superstiții, legende despre plante, rețete miraculoase care sunt legate de diverse plante, le-a desenat, a făcut și un ierbar. E un tom, de fapt, în trei volume mari, de mii de pagini fiecare, un monument de carte. Și citindu-l așa te face să meditezi și asupra trecerii și asupra destinului omenesc, dar și asupra zonei este atât de bogate care este mitologia botanică. Tocmai de aceea și promovarea cărții a mers pe asta, pentru că editura mi-a și făcut plantele din roman, plantele din pădurea Cotroceni, în felul ăsta, și eu v-am adus astăzi câte una de amintire și să țineți minte că fiecare plantă este totemică și să aveți grijă de planta pe care o să o luați.